Incident șocant în Cluj-Napoca, unde un băiețel în vârstă de numai 2 ani de zile a căzut de la geamul apartamentului în care locuia împreună cu familia lui. La momentul producerii incidentului, copilul se afla în casă cu sora și cu mama lui surdomută. Aceasta se afla însă în altă cameră. Copilul de doar 2 ani de zile a căzut de la etajul 2 al unui bloc din cluj pocat, în timp ce se juca cu sora lui mai mare. Mama lor, surdomută, se afla în bucătărie și nu știa că cei doi fii ai ei au deschis geamul camerei în care își petreceau timpul împreună. Iar într-un moment de neatenție, cel mic a căzut de la fereastră. Copilul a scăpat ca prin urechile acului după ce a căzut pe un parasolar montat la intrarea în bloc. Sora mai mare a băiatului a fost cea care a mers la vecinii din apropiere și i-a rugat să apeleze numărul de urgență 112, întrucât mama ei nu putea să vorbească. La fața locului au ajuns pompierii din cadrul detașamentului 1 Cluj-Napoca, alături de un echipaj smurd. Medicii l-au transportat pe copil de urgență la spital pentru mai multe investigații și îngrijiri medicale. După o primă evaluare, băiatul a suferit multiple traumatisme la nivelul abdomenului și la nivelul capului și constituie un risc crescut. Copilul se află acum la secția de terapie intensivă.